programul nou acasă, da? Vechiul program prima programul acasă, nou acasă, un orizont de timp pentru românii. La fel săptămâna aceasta. Cât timp primesc un răspuns, de exemplu? Din momentul în care? Din momentul în care. Deci pe program, pe legislația, pe legislația secundară, în normele de aplicare, adică hotărâre de guvern, sunt 5 zile. Deci la noua casă avem 5 zile de răspuns a garanției. La programul IMM Invest avem 7 zile, dar vreau să vă spun că spre sfârșit, unde cu cât au crescut numărul, deja garanțiile se acordau în 48 de ore. Vă dau un exemplu, pe IMM Invest am început programul, una din patru firme erau bancabile, adică dacă erau patru firme la bancă, trei erau respinse, doar una trecea. Am închis anul 2020 cu una din două, adică jumătate au devenit deja bancabile. Deja se cunoaște, cum să spun, rolul garanției numere și constant, dar și aceste cheltuieli care, așa cum ați văzut, se văd deja în rezultatele întreprinderilor, pentru că își plătesc acele dări către stat, acele salarii și practic au impactul fiscal pe IMM Invest, așa cum v-am spus, a ajuns la 1 la 22. Au accesat românii acest program nou acasă și în anul 2020? Da, e un program care a fost un an cu o criză economică generată. O criză economică și pe lângă criza economică știți foarte bine că am avut un parlament ostil, în sensul că programul Noua Casă a fost respins, programul IMM Invest a fost respins de parlament, programul IMM Leasing respins de parlament și programul IMM Factor a fost respins. Asta a însemnat din partea guvernului muncă în plus, pentru că în loc să începem cum era normal în martie, da, am început programul undeva în septembrie, pentru că, așa cum am spus, programul a fost respins de parlament. Prima garanție acordată pe programul Noua Casă a fost în 17 septembrie. Știți foarte bine că acolo s-a dublat plafonul de garantare, adică am avut de la 70.000, cât era garanția medie, s-a ajuns la 140.000, deci practic s-a avut loc o dublare și guvernul a venit cu o nouă soluție, dată în primul rând și de datele economice, dar și situația actuală, pentru că aveai muncă de acasă, școală de acasă, practic s-a transformat, iar ultimele date, 2019, date de către INS, arăta că România este pe ultimul loc ca spațiu de locuit, undeva la 63 de metri pătrați. Ce înseamnă asta? Pe legea locuinței, undeva la un apartament maxim cu două camere. Deci ce făceau dezvoltatorii? Practic dezvoltatorii își croiau acele proiecte imobiliare pe acest program. Vă dau un exemplu, din 2009, când a început programul, până în prezent, 305.000 credite au fost acordate prin programul Prima Casă, adică din 4 credite ipotecare, 3 au fost prin programul Prima Casă. Iar ca garanție, statul a acordat garanții de 28 de miliarde, iar sistemul financiar bancar a acordat credite de 43 de miliarde. Cu cât înseamnă în procente mai mult față de anul 2019? Față de anul, eu am spus pe toată perioada, față de anul 2019, anul trecut au fost plafonul de garantare a fost 2,5 miliarde în 2019, plafon bineînțeles consumat, pentru că în 2019 fondul de garantare avea decât un singur program, adică programul Prima Casă, anul acesta am avut 6 programe. S-a consumat anul trecut, iar anul acesta am avut alocat 2,1 miliard și s-a consumat 1,950 miliarde. Deci, practic, în 3 luni, pentru că anul trecut, în 2019, a fost pe întreaga perioadă, anul acesta... A început în septembrie și s-au alocat 17.000 de garanții pe acest program. Mi-amintesc, apropo de Prima Casă, mi-amintesc că în anul 2020 erau voci care susțineau că dacă mărim acel prag de garantare, cresc prețul la prețurile. Erau voci care spuneau că programul nu va merge și uite că s-a consumat în două luni. N-a crescut, nu? Iar din datele Institutului Național de Statistică chiar au scăzut undeva cu 0,8 maximum procent. Dar trebuie să ne... Programul Prima Casă nu intervine asupra prețului locuinței. Este total fals.
programul Prima Casă, ca și programele cu garanții, nume și constat, intervin, au un rol în economie de dezvoltare orizontală. Pentru că e singurul program care avansul este maxim 5%, da? Este singurul program care, așa cum am spus, ratele sunt în funcție de robor și chiar au scăzut. Adică roborul a scăzut, e 2 puncte procentuale plus roborul, deci undeva la 3,68. Nu a arătat statistica, vorbesc de programul Noua Casă, nu vorbesc de celelalte credite ipotecare, că acolo sunt alte, de exemplu, acolo avansul este 15%, dar, repet, programul Noua Casă și celelalte programe ale fondului au rol de dezvoltare pe orizontala economiei. S-a dezvoltat lucrările de construcții. Pe IMM Invest, de exemplu, după construcțiile, lucrările de construcții, adică 41-20, este pe primul loc. Și pe IMM Invest. De ce? Pentru că au mers atât cererea prin programul Prima Casă, am încurajat prin programul Prima Casă cererea, iar prin programul IMM Invest am susținut construcția lor. Degeaba ai cerere dacă nu ai cu ce să construiești. Pentru că întreprinderile mici și mijlocii din România au fost pur și simplu decapitalizate în urma acestei crize, așa cum am și precizat mai devreme. Programul Prima Casă va continua și continuă, în anul 2021. Avem un plafon mai mic. Vedeți, s-a încercat să limităm plafoanele, adică nu mai adică avem... Adică la ce sumă? 1,5 miliarde anul acesta. Avem deja acordate promisiuni de garantare, se pot acorda pe plafonul vechi. Adică ce înseamnă? Anul trecut s-au luat 2,1 miliarde, 1,95. Deci, practic, au rămas 150 de milioane. Bani care, repet, nu au fost pierduți. 150 de milioane s-a putut acorda o promisiune de garantare, care are o valabilitate de 18 luni. Adică, din momentul în care fondul de garantare a acordat unui beneficiar o promisiune de garantare, timp de 18 luni el poate să folosească acea garanție. Adică inclusiv anul acesta plus ne încă putem... la anul una jumate. Deci, practic, acea sumă nu s-a de 150 de milioane s-au acordat promisiuni de garantare. Pentru că, unul, n-au fost locuința gata, doi, constructorul nu și-a respectat în urma pandemiei pentru că au fost, practic, 4-5 luni nu s-a lucrat. Deci, există și această variantă de a acorda o promisiune de garantare cu o valabilitate de maxim 18 luni, adică un an jumate. La fel putem accesa acest program așa cum îl puteam accesa exact în anul 2020? Să deja hotărârea că la IMM Invest și la Agro Invest se aprobă prin ordonanță de urgență plafonul. Aici deja sunt pe circuit hotărârile de guvern, cred că miercuri în ședință vor fi aprobate plafoanele și în momentul în care avem plafoanele, și acum persoanele fizice care doresc achiziționarea se pot duce la bancă și au o promisiune de garantare, găsesc locuința, plătesc un avans și în perioada, noi sperăm ca până la 1 martie programul să fie operațional cu totul.